Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Ocrușan și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Dacă acesta este primul webinar la care participați alături de noi, dați-mi voie să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România și suntem un hub de resurse de tehnologie pentru ONG-uri. Trainingul din această seară face parte din Școala Digitală pentru ONG-uri și este parte dintr-un program mai amplu numit ONG Online. Proiectul ONG Online este un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului FONG ONG în România. În seara aceasta vom vorbi despre programul Google AdWords împreună cu Cristian Ignat, Chief Canopist la Canopy.ro, noua lui agenție digitală. Cristian Ignat este pentru a treia oară alături de noi în calitate de trainer pentru ONG-uri. Cristian trăiește și respiră marketing online și este unul dintre cei mai cunoscuți speaker despre AdWords. Are mai bine de 10 ani de experiență în această zonă și noi ne bucurăm și suntem foarte recunoscători că își donează timpul pentru a fi alături de noi în această seară. Înainte să predau legătura lui Cristian să vă arate ce înseamnă AdWords, o să fac o scurtă introducere în programul Google Ad Grants pentru ONG-uri. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți încă utilizatori de. N-ați aplicat încă la grant, așa că am la îndemână o prezentare făcută de colega mea, Elena Coman, nu a mea, în care trecem foarte rapid prin program. Deci Google oferă pentru ONG-uri programul Ad Grant. În Ad Grant sunt incluse alte trei programe, Google Ad Grants, Google Apps și programul YouTube pentru ONG-uri. Prin Google Ad Grants o să trecem. Prin Google Ad Grants vă puteți promova gratuit pe Google, aveți un buget de 10.000 de dolari pe lună. Banii aceștia nu sunt efectiv livrați în contul dumneavoastră sau nu îi vedeți fizic, însă puteți să derulați campanii pe Google, acumulând bani cheltuiți. Adică la final o să vedeți după o perioadă de câteva luni că ați cheltuit X sumă de bani și singura limită este să vă încadrați în acești 10.000 de dolari pe lună. O să vă spună Cristian mai multe despre exact ce înseamnă AdWords. Google Apps, iarăși, intră în pachetul acesta oferit de Google. Prin Google Apps, practic, puteți să aveți adrese profesionale de e-mail sau adrese de business, cum le spunem noi. Spre exemplu, cum am eu, madalina.oprisan@texu.ro. Aceasta este un exemplu de adresă de e-mail pe care o puteți crea folosind Google Apps. De asemenea, aveți spațiu de stocare, 30 de giga, în cloud. Dacă aveți adresă de Gmail, probabil sunteți familiarizați cu ecosistemul acesta oferit de Google. Și mai aveți în același pachet programul YouTube pentru ONG-uri. Cum ne-am făcut noi, youtube.com/techsupromânia. E interesant că puteți să aveți butoane de donații sau de call to action-uri în timp ce rulează videoul organizației. E interesant, noi am început să lucrăm pe YouTube. Regăsiți în mare parte din trainingurile pe care le-am organizat, le găsiți și la noi în contul de YouTube. Și o să vedeți acolo butoanele astea despre care vă vorbesc. Cum aplicați pentru Google pentru ONG-uri? E foarte simplu, intrați pe google.ro/nonprofits. Dacă nu sunteți membri în TechSoup, va trebui să vă întoarceți la noi. Aveți nevoie de un cod de validare pe care îl primiți, îl aveți în cont dacă vă înscrieți în programul TechSoup. Cam așa arată un screenshot, așa arată dacă sunteți deja înscriși și în programul TechSoup. Dacă nu sunteți înregistrați în TechSoup, trebuie să vă înscrieți pentru că doar așa vă puteți lua codul de validare. Vă reamintesc că Asociația TechSoup România este partenerul oficial de validare și analiza eligibilității ONG-urilor în România al Google și la nivel global, TechSoup este partenerul Google de validare pentru ONG-uri. Recomandarea noastră este să faceți această înscriere la Google Ad Grants chiar dumneavoastră. E un proces simplu, l-am făcut și noi și câteva sute de organizații. E păcat să nu-l faceți dumneavoastră și din considerente care țin de securitatea datelor organizației dumneavoastră.
Ed, nu știu că am spus până acum, aplicarea la programul Google pentru ONG-ul este gratuită, înscrierea în TechSoup este gratuită și nu vă recomandăm să achitați taxe de niciun fel pentru aceste lucruri. Sunt două servicii gratuite. Atât, eu cam atât am avut să vă spun. O să ne reauzim în sesiunea de întrebări și răspunsuri la final. Eu o să rămân pe chat împreună cu colega mea, Alexandra Duma. Și acum o să-i predau legătura lui Cristian. Cristian, ne auzi? Cristian, să știi că ți-ai lăsat microfonul pe mute. Și eu nu am cum să ți-l... Mulțumesc. Ok. Salut și bine v-am găsit. Mă bucur să fac parte din acest program, în primul rând. Numele meu este Cristian Ignat și de curând am pornit această agenție numită Canopy. Canopy înseamnă în engleză the highest place in the forest. Cu alte cuvinte, ne dorim să ducem mediul digital la noi înălțimi. Ok. Despre ce va fi prezentarea din această seară? Vom vorbi despre câteva noțiuni de bază cu privire la platforma Google Alerts și am să vă explic motivele pentru care voi, ca și ONG-uri, ar trebui să profitați de această oportunitate pe care vă oferă Google. Ok. Ok, așa cum v-a zis și Madalina, există câteva criterii pentru care trebuie să fiți eligibili pentru a participa la acest grant. Nu am să insist pe ele. Aveți aici în partea de jos un link pe care, dacă veți intra, o să vedeți ce presupune. Odată deveniți eligibili, Google o să vă ofere 10.000 de dolari în fiecare lună. Buget cu care voi vă veți putea promova în motorul de căutare Google. Okay? Cu alte cuvinte, o să puteți rula campanii prin care, pentru anumite cuvinte cheie pe care voi vi le stabiliți, să apăreți când vă caută publicul vostru țintă. De ce Google Search? Sunt convins că voi folosiți în fiecare zi Google ca și motor de căutare, fie că, nu știu, căutați să vă cumpărați un laptop, fie că intrați pe Google pentru a obține informații cu privire la ceva, la un documentar, fie că, nu știu, aveți nevoie de cazare într-un anumit loc și așa mai departe. Sunt ferm convins că folosiți Google aproape în fiecare zi, dacă nu chiar de mai multe ori pe zi. Google Ads este o platformă de publicitate online cu plata la click. Mai este întâlnit foarte frecvent termenul acesta de pay-per-click și anume faptul că plătiți ori de câte ori cineva dă click pe reclama voastră. Nu plătiți la număr de afișări, așa cum sunt majoritatea platformelor de advertising, ci plătiți ori de câte ori cineva dă click pe o reclamă a voastră. Mai mult decât atât, reclamele sunt afișate către cei care te caută. În momentul în care cineva face o căutare pe Google, vor apărea două tipuri de rezultate. Reclame sponsorizate și reclame și rezultate care țin de partea de SEO. Reclamele voastre sunt afișate doar în momentul în care cineva caută informații cu privire la voi. Acest lucru este foarte important pentru că matching-ul este unul foarte puternic. Nu sunt afișate reclamele voastre atunci când oamenii nu vă caută, către un public care nu este interesat de ceea ce oferiți voi. Deci sunteți afișați strict în momentul în care cineva prezintă o nevoie cu privire la voi.
Pe lângă asta aveți un control total al bugetului. Fie că investiți, nu știu, 100 de dolari sau 1000 de dolari, sau nu investiți niciun leu și folosiți grantul de la Google, voi aveți un control total asupra bugetului. Puteți să verificați campaniile care funcționează, care vă aduc cele mai multe rezultate și să mutați bugetul de pe o campanie pe alta. Okay? Deci puteți să măsurați într-un mod detaliat rezultatele campaniilor voastre. Puteți să vedeți exact ce se întâmplă cu acest buget primit de la Google ca și grant. Da? Dacă aveți 10.000 de dolari, puteți să vedeți pentru fiecare cent ce se întâmplă cu acei vizitatori. Au intrat pe site și au făcut ce anume. Au ajuns pe pagina de contact, au ajuns pe pagina despre voi, au citit informațiile pe care voi vreți să le transmiteți, au completat un formular și așa mai departe. Puteți să măsurați absolut orice la nivel de site. Mai departe vă arăt câteva căutări destul de interesante, zic eu, pentru un ONG. Atunci când începem să introducem ceva în motorul de căutare, primim anumite sugestii. Sugestiile acestea sunt pe baza căutărilor anterioare făcute de alte persoane care au căutat același lucru, au avut același început al frazei. Da, și observați că pentru formularul 200 sau 230 se caută destul de mult formularul 200 ANAF, formularul 200 PFA sau formularul 230 în mod editabil și așa mai departe. Mai mult decât atât, putem să introducem, de exemplu, declarația 200 sau declarația 230. Publicul acesta este unul foarte interesant pentru voi, aș zice, pentru că puteți să-l convinge să completeze aceste formulare în favoarea ONG-ului pe care îl reprezentați voi. Acesta este un tool oferit de Google în mod gratuit. El se numește Google Keyword Planner și aveți link în partea de jos. Dacă veți da click pe acel link, o să ajungeți pe pagina cu această unealtă. Iar unealta vă ajută să vedeți ce cuvinte cheie caută publicul vostru țintă. Eu, de exemplu, am introdus ca și cuvinte inițiale formularul 200 și 230, declarația 200 și 230. Da? Și aici, în partea stângă, avem sugestii de cuvinte pe care le caută persoane care au făcut căutările introduse de mine inițial, deci care au căutat aceleași cuvinte sau cuvinte similare. În a doua coloană avem volumul de căutări în medie pe fiecare lună. Da, observați că cel mai mult se caută declarația 220, urmată apoi de ANAF formulare, da? După care declarația 200 ANAF și așa mai departe. Okay? Deci putem să vedem cam câte căutări se fac în medie pentru fiecare frază. Eu recomand să introduceți practic toate aceste cuvinte în campania voastră și să asociați reclamele corespunzătoare. Vă mai recomand să nu folosiți cuvinte care sunt prea generale, de exemplu ANAF formulare. Da, cine caută ANAF formulare nu știm exact de care formular are nevoie. Recomandarea mea este să introduceți cuvinte cât mai specifice. Precum cele de aici, formula 200, declarație 200, declarație 200, ANAF și așa mai departe. Bun, aici este un exemplu de cum arată pagina Google după căutarea formular 2%. Da? Și vă spuneam adineaori că există două tipuri de rezultate în Google. Acestea pe care le-am subliniat eu, care sunt anunțuri sponsorizate, observați că fiecare are un ad în față, urmate apoi de rezultatele organice sau rezultatele gratuite. Acestea țin de Search Engine Optimization. Da? Google Grantul se referă doar la aceste rezultate. Da, aici, și o să mai vedeți și în partea dreaptă. Da. Observați că există deja ONG-uri care profită de acest grant oferit de Google. Noi, de exemplu, la Canopy, ne ocupăm de Magic Camp. Magic Camp este unul din ONG-urile pe care noi le ajutăm să folosească într-un mod cât mai eficient acest grant.
Cum arată Google pentru căutarea formular 230? Observați, acestea și acestea, practic, sunt rezultatele sponsorizate, rezultatele care țin de Google AdWords. Da, observați că, practic, pentru căutarea formularul 230 există o concurență mai mare. Există mai multe ONG-uri, da, acestea de aici, acestea subliniate, care apar pentru această căutare. Okay. Un alt cuvânt interesant este donație. Da? Nu sunt atât de multe căutări pentru donație. Nu cred că sunt mulți români care caută să doneze, dar din punctul meu de vedere este bine să apăreți pe Google atunci când cineva caută donație. În schimb, dacă ne uităm, spre exemplu, la piața din Marea Britanie, vedeți aici o căutare pe google.co.uk pentru cuvântul donation, există o concurență mai mare, da? Există mai multe reclame pentru acest termen. Din ce am analizat eu și din ce am auzit, publicul din Marea Britanie diferă foarte mult de români. Mai exact, publicul de acolo donează în mod regulat. Problema lor este că nu știu unde să doneze. Deci ei donează în mod regulat, dar nu știu la care ONG să doneze. Și atunci căutările pe cuvântul donation sunt mult mai multe decât la noi. Da? Dar, repet, nu este rău să apăreți când cineva caută donații. Ok. O să vă povestesc puțin despre structura unui cont AdWords. Este foarte important să înțelegeți cum este structurat un cont Google AdWords. Și anume există contul, da? Acesta cu roșul, care un cont Google AdWords conține una sau mai multe campanii. Da? Iar fiecare campanie conține unul sau mai multe grupuri de anunțuri. Și din nou, fiecare grup de anunțuri conține unul sau mai multe anunțuri și unul sau mai multe cuvinte cheie. Da? Cuvintele cheie sunt cuvintele pentru care noi dorim ca reclamele noastre să apară. Da? Ca și exemplu, formularul 230. Formularul 230 este un cuvânt cheie. Formularul 200 este alt cuvânt cheie. Donație este alt cuvânt cheie și așa mai departe. Anunțul reprezintă această reclamă. Da. Deci, acesta este anunțul. Anunțul este format din titlu, descriere, descrierea care este pe două rânduri, display-urile, da, această adresă de aici, care reprezintă adresa, arată adresa unde va ajunge utilizatorul după ce dă click. Și ceea ce nu se vede aici este destination URL, și anume adresa de destinație. Este linkul unde ajung utilizatorii după ce dau click pe reclama noastră. Da? Deci avem cuvintele cheie și avem anunțurile, iar ele sunt grupate în grupuri de anunțuri. Foarte important este că atunci când faceți o campanie și când faceți un grup în acea campanie, este să gândiți anunțurile cât mai apropiate de cuvinte cheie. Da? Deoarece un grup conține anunțuri și cuvinte cheie în același loc, ele trebuie să fie foarte strâns legate. Și ca să fiu mai precis, ar trebui să aveți un grup pentru tot ce ține de formularul 230, formularul 230, declarație 230 și așa mai departe, și un grup separat pentru formularul 200. Da? Asta înseamnă că veți avea o reclamă pentru formularul 200 și o reclamă pentru formularul 230. Făcând acest lucru, puteți să adaptați reclamele mai bine. Da? Reclama poate să fie mai apropiată de căutarea făcută. Ok. Avem tot felul de setări la nivel de cont, la nivel de campanie și la nivel de grup de anunțuri. O să vă povestesc foarte pe scurt care sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. La nivel de cont avem adresa de mail și utilizatorii care au acces în contul
Google AdWords, avem datele de billing. Okay? La nivel de campanie, se fac setări pentru regiune. Da? Putem să targetăm publicul care este în România, sau putem să targetăm publicul care este în Iași, sau publicul care este în București, și așa mai departe. Deci putem să facem campanii în funcție de locația publicului țintă. Tot la nivel de campanie, putem să setăm unde se livrează anunțurile noastre. Anunțurile se vor livra în motorul de căutare Google, în rețeaua de search, se pot livra în rețeaua Google Display, și atunci putem să avem și reclame de tip banner. Okay? Aceste setări se fac la nivel de campanie. Foarte important de precizat este că acest Google Grant, în valoare de $10,000, este valabil doar pentru anunțurile din motorul de căutare Google. Da. Deci folosim acești bani doar pentru Google Search. Da. Nu este valabil și pentru Google Display Network. Deci nu putem să folosim bannere în campania noastră. La nivel de grup de anunțuri, putem să setăm suma pe care noi o licităm. Google se bazează pe licitații. Pentru fiecare, la fiecare căutare pe care o face cineva pe Google, există unul sau mai mulți advertiser și fiecare din acești advertiser licitează o sumă de bani. Să spunem că fiecare licitează câte un leu. Da? Deci, ei practic îi spun lui Google că nu vor să plătească mai mult de un leu pentru fiecare click pe care ei îl vor primi din reclamele respective. Okay? Deci totul este pe bază de licitație. Pe lângă asta, ce este foarte important este că Google afișează rezultatele în ordinea relevanței reclamelor față de ce a căutat utilizator. Da? Cu cât ești mai relevant pentru utilizator, cu atât reclamele tale vor fi afișate mai sus sau mai jos. Vă recomand și aceste două articole, da? Să le citiți. Unul este de pe blogul Google AdWords în România și unul este de pe blogul meu personal. Primul este unul general cu privire la structura contului Google AdWords și este foarte, foarte bine detaliat acolo cum arată structura unui cont AdWords, iar al doilea este un exemplu concret de campanie AdWords pentru rețeaua de căutare. Da? Uitându-vă la acel exemplu, puteți să adaptați foarte ușor pe ONG-ul vostru. Bun, să spunem că ne-am setat un cont Google AdWords, am pus câteva cuvinte în contul nostru, am pus câteva reclame. Urmează apoi să ne decidem unde trimitem acești utilizatori. Este foarte important să-i trimitem pe o pagină cât mai apropiată de nevoia pe care o au ei. Acesta este un exemplu de landing page, de structură de landing page optic. Okay? Observați că, în primul rând, iese în evidență foarte bine headline-ul pe care îl are, headline-ul de pe acest site. Da. Okay? Urmează apoi secondary headline, conținutul, putem să includem testimoniale dacă avem, urmează apoi mesaje de tip call to action, do it now. Okay. Mesajele de tip call to action sunt mesaje care împing utilizatorii să facă ceva, să acționeze. Okay. De regulă sunt verbe de genul profită, donează, află mai multe, clic aici, vezi mai multe și așa mai departe. Aici este un exemplu de buton. Aici s-a lăsat spațiu pentru o imagine cât mai reprezentativă. Okay? Deci, dacă vă uitați la această schiță, mi se pare că e practic ați putea să creați o întreagă structură a landing page-ului pentru ONG-ul vostru. Bun, măsurarea rezultatelor. Așa cum vă spuneam la început, în Google AdWords poți să măsori
rezultatele. Câteva exemple de lucruri pe care le poți măsura sunt completările de formular. Da? Pe voi presupun că vă interesează să atrageți persoane care să completeze formularele respective și să-și doneze o parte din impozit către ONG-ul vostru. Da? Și atunci vreți să știți care din campaniile voastre a adus cele mai multe completări de formular. Dacă veți ști acest lucru, practic puteți să direcționați bugetul către acele campanii. Puteți să mai măsurați timpul petrecut pe anumite pagini. Puteți să măsurați, exemplu, timpul petrecut pe pagina despre noi sau pagina de contact. Acest lucru se face din Google Analytics. Okay? Și după ce setăm acest lucru în Google Analytics, putem să importăm foarte ușor acest obiectiv în Google AdWords. Spuneam de aceste două pagini, despre noi și contact, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt două pagini cheie de pe site-ul vostru. Publicul care ajunge pe pagina despre noi este un public pe care îl interesează să afle mai multe detalii despre ONG-ul vostru. Cu atât mai mult publicul care ajunge pe pagina de contact. Da. Cu cât stă mai multă persoană pe una din aceste două pagini, cu atât persoana respectivă este mai interesată de ONG-ul vostru și vreți să aduceți persoane care sunt cât mai interesate de voi, corect? Nu în ultimul rând, foarte important este numărul de donații. Da? Putem să măsurăm care campanii sau care cuvinte au adus cele mai multe donații către voi. Okay? Cum se face acest lucru? După ce v-ați setat cu contul Google AdWords, mergeți pe butonul Tools sau Unelte în română și apoi dați click pe acest link, Conversions. Da? Iar după, lucrurile nu sunt atât de complicate. O să setați tipul de obiectiv pe care vreți să-l măsurați, după care o să vi se genereze un anumit cod. Codul respectiv trebuie să-l dați persoanei care se ocupă de site-ul vostru, așa numită persoană de la IT, și trebuie să-i spuneți să pună codul după ce cineva completează un formular de pe site-ul vostru, de exemplu. Ok? Bun. Ok, cam atât voiam să vă povestesc eu despre Google AdWords. Acum aș vrea foarte mult să discutăm pe ONG-urile voastre. Eventual ne putem uita împreună pe site-urile voastre, ne putem gândi la câteva cuvinte pe care să le adăugați în contul vostru AdWords. Am și câteva întrebări de la unii participanți la care aș vrea să răspund. Madalina? Da, te auzim. Mulțumim tare mult. Dacă aveți întrebări, să luăm în ordine, o să le citesc. Okay, Bianca, pot să încep eu cu întrebările pe care le-am primit înainte? Te rog. Ok. Dacă nu, cumva ne facem singur rău, dacă băgăm keywords la grămadă și majoritatea primesc afișat rar din cauza scorului de calitate redus. Era una dintre întrebări, da? Ok. Eu personal recomand să nu băgați aceste cuvinte cheie la grămadă, așa cum a zis persoana care a întrebat. Persoana se referă, când spune la grămadă, se referă la a pune toate cuvintele sau foarte, foarte multe cuvinte cheie în același grup. Deci, practic, face o singură campanie, un singur grup și acolo pune o listă foarte, foarte mare de cuvinte cheie. Da. Practic este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari greșeli pe care ar putea să le facă cineva. De ce? Pentru că, vă spuneam la un moment dat, cuvintele cheie sunt asociate cu reclamele din același grup. Practic, gândiți-vă că cineva care face o căutare pe Google va vedea una din reclamele din acel grup. Iar reclama respectivă trebuie să fie răspunsul la toate acele cuvinte din grupul respectiv. Okay? Deci trebuie să faceți o reclamă care să răspundă la toate acele
cuvinte din grupul respectiv. Cu cât aveți mai multe cuvinte într-un grup, cu atât reclama va răspunde mai greu la toate aceste cuvinte. De aceea eu vă recomandam, spre exemplu, să faceți un grup pentru formularul 200 și unul pentru formularul 230. Mai faceți un grup separat pentru donează 2%. Okay? Și faceți o reclamă specială pentru această căutare. Ok. O altă întrebare era, nu am folosit acest program, nu am aplicat la acest program. O secundă să o citesc. Avantaje și dezavantaje ale acestui program, pașii care trebuie urmați pentru folosirea acestui program. Am înțeles că înscrierea este gratuită, dar se plătește de la o singură vizualizare, accesare. Mă interesează costul acestor accesări și dacă avem posibilitatea de a le controla în vreun fel. Bun, avantaje și dezavantaje ale acestui program. Să începem cu începutul. Dezavantaje, din punctul meu de vedere, nu cred că sunt, da? Avantaje, pornesc de la primul și cel mai mare avantaj este că aveți un buget de 10.000 de dolari în fiecare lună pe care voi puteți investi în Google AdWords, în motorul de căutare Google. Da? Deci atunci când lumea caută anumite cuvinte, practic apar reclamele voastre și primiți de la Google 10.000 de dolari în fiecare lună. Mi se pare un avantaj, un beneficiu fantastic. Nu văd ce dezavantaje ar fi, din punctul meu de vedere. Ok, înscrierea este gratuită într-adevăr și se plătește de la o singură vizualizare sau accesare. Nu se plătește pentru vizualizare, ci se plătește într-adevăr pentru accesare. De fapt, se plătește se plătește o sumă pentru fiecare click. Da? Și sumele respective se extrag din acei 10.000 de dolari. Dar acest model de plată este unul foarte, foarte eficient. Dacă ar fi să facem o corelație cu offline-ul, să spunem că dacă ați avea un magazin în offline care vinde cărți și magazinul este, nu știu, undeva foarte stradal, în zona Unirii, atunci, practic, voi veți plăti doar pentru publicul care intră în magazinul vostru. Da? Nu plătiți pentru persoanele care trec pe lângă magazinul vostru, nu plătiți pentru persoanele care văd un banner cu magazinul vostru, ci plătiți strict pentru persoane care au pășit în magazinul vostru. Da? Dacă este să mutăm acest lucru în online, plătiți pentru... Aici magazinul practic este site-ul vostru. Da? Plătiți pentru persoanele care au accesat site-ul vostru. Ok, mă interesează costul acestor accesări și dacă avem posibilitatea, mă interesează costul acestor accesări și dacă avem posibilitatea de a le controla în un fel. Ok, costul este în funcție de cât de bine este structurat contul vostru Google AdWords, în primul rând, și de relevanță. Da? Cu cât structura contului AdWords și gruparea cuvintelor cu reclamele respective este mai eficientă, cu atât costul va fi unul mai mic. În afară de asta, în afară de aceste programe pe care am înțeles că suntem incluși pentru o aplicație mod gratuit în suma de 10.000 de dolari, am înțeles care este exact perioada de promovare, când începe și când se termină. De început începe ieri, din punctul meu de vedere, adică este un program activ în momentul de față. Când se termină, sincer, nu pot să răspund la această întrebare, pentru că nu știu când se termină, dacă o să se termine. Ce pot să vă spun este că acest grant oferit de Google este unul pe care Google îl are de foarte mult timp. Îl are de câțiva ani buni în afară și de câțiva ani în România. Ok, cam astea au fost întrebările pe care le-am primit eu. Una a fost mai lungă, dar a conținut întrebări foarte bune pe care eu cred că o să-i ajute și pe restul participanților răspunsurile. Mulțumim să știi că mai avem o mulțime de întrebări deja pe chat. O să le iau în ordine. Foarte bine.
Această întrebare, 10.000 de dolari pe lună pentru cât timp? Pot să răspund și eu la această întrebare, că știu, grantul Sigur. nu expiră, însă se poate pierde dacă campaniile nu respectă regulile Google. În principiu este valabil tot timpul. O altă întrebare de la Bianca, dacă îl putem utiliza grantul Google pentru activitate generatoare de venit. Atenție, nu profit, spre exemplu, cursuri cu plată. M-ai auzit? Da, mai zi-mi o dată, te rog, credeam că ai răspuns tu. Nu, deci dacă poți să folosești Google AdGrants pentru a promova o activitate generatoare de venit. Atenție, nu profit, cum sunt cursurile cu plată. Ok, cursuri cu plată. Sincer, nu știu să-ți răspund exact la această întrebare, dar tendința mea este spre nu. Puteți, în schimb, să promovați acțiunea de a dona pentru ONG-ul vostru. Asta știu sigur. Dar de a promova cursuri care să vă aducă venituri vouă, nu știu, dar o să notez întrebarea asta și eventual revenim noi cu un răspuns ulterior. Okay? Adică să dăm un mail către Google și o să întrebăm, să ne spunem mai exact. Pot să completez eu, iartă-mă, nu am reacționat la fel de repede. Da, ne-am întrebat asta pe colegii de la Google și puteți să aveți, spune dacă aveți o întreprindere socială, mie mi-e ușor să explic așa, și vindeți magiun. Spre exemplu, puteți să promovați magiunul care susține o întreprindere socială prin Google AdGrants. Așa se poate, dacă e generatoare de venit, dar nu se poate într-un scop comercial. Asta e. Încă o întrebare, cum poți să devii primul rezultat în căutarea pe Google în situația în care campania ta este în competiție cu alte companii cu alte campanii ale altor ONG-uri? Pe scurt, cum ajungi? Foarte bună întrebare. Da. Ok, deci rezultatele, ordinea rezultatelor în Google este în funcție de relevanță. Da? Google, noi folosim Google, noi ca indivizi, folosim Google pentru că știm că acolo vom găsi tot timpul rezultatul la nevoia pe care o avem noi. Okay? De-aia folosim, de-aia intrăm atât de mult pe Google. Prin Google AdWords, Google dă posibilitatea unor companii sau unor ONG-uri, unor entități, să își afișeze orice reclamă își doresc ei, pentru orice cuvânt își doresc ei. Și atunci intervine următorul fenomen. Să spunem că eu, Cristian Ignat, vreau să apar pentru căutarea laptop, da? Când oamenii caută laptop, vreau să apar cu o reclamă care îmi promovează ONG-ul meu. Ce se întâmplă în acest moment? Google o să-mi afișeze reclama, dar utilizatorii o să evite reclama mea. De ce? Pentru că reclama este irelevantă. Da? Cine caută laptop este interesată de un laptop și nu de un ONG. Google își va da seama de acest lucru și mă va depuncta. Mă va depuncta din ce în ce mai mult. Mă va depuncta în sensul că îmi va oferi acel scor de calitate de care mă întreba cineva. Îmi va scade acel scor de calitate și îmi va crește costul pe click. Deci, practic, eu o să fiu nevoit să plătesc un cost mai mare pe fiecare click pentru a fi afișat pe o poziție în Google. Și o să vă dau un articol, o să încerc să pun aici un link pe care exemplific foarte bine poziția rezultatelor în Google. Ok, o secundă. Ok, o să vă rog să-l citiți după acest webinar. Acolo explic practic de ce nu este neapărat o chestie atât de
bună să fii pe numărul 1 în Google, deși toată lumea își dorește acest lucru, da. Să știi că nu vedem articolul, dacă ne-ai dus către site-ul. Am dat send to all aici. Ah, ok, mulțumesc. Ok. Să știi că mai avem o întrebare, mai avem mai multe întrebări de asta de tot. Ce sugestie ai avea tu pentru promovarea prin AdWords a unor antologii de poezii sau aforistică românească, ținând cont că există foarte mult conținut de acest fel disponibil gratuit prin internet? Deci pentru ce? Mai zi-mi o dată. Antologii de poezii și aforistică românească. Antologii de poezii. Ok. Ok, păi eu aș începe o campanie cu autorii, da? Să targetez publicul care caută autorii poeziilor respective. Practic așa te adresezi celor care știu de autorii respectivi. Aș mai face o campanie prin care să mă adresez celor care caută titlul poeziilor respective. Da? Exact cum se numește fiecare poezie. Și îi ajunge pe site-ul ONG-ului respectiv în care nu știu exact ce anume promovează. Dar practic cu asta aș începe, cu autorii și cu numele de poezii. Ce ar fi căutat să mai pot include pentru poezii. Puteți să încercați să targetați persoanele care caută autori similari, da? Sau poeți. Da? Puteți să targetați practic orice publicul care caută orice poet, atunci să spuneți. De fapt, publicul care caută poezii pe Google, cred că e publicul vostru țintă. Da? Și atunci ăsta este primul lucru pe care l-aș face. Aș încerca să caut la să targetez publicul care caută poezii de orice gen, autori, poeți și așa mai departe. Da, cu asta aș începe în primul rând. Mulțumesc. Să știi că mai avem încă o întrebare. Monica ne întreabă dacă se recomandă campanii diferite pe grupuri de cuvinte sau pe cât posibil pe fiecare cuvânt. Ok. Dacă există timpul și răbdarea necesară, se poate face și pe fiecare cuvânt. Însă nu... În mod normal ar trebui să fie pe teme de cuvinte. Da? Pe teme theme în engleză, de HM. Adică pe cuvinte care au legătură unul cu celălalt. Formularul 200, declarația 200. Da? Practic reprezintă aceeași nevoie pe care o are persoana respectivă. Donație 2%, formular 2%, 2% ONG-uri și așa mai departe. Deci, practic, folosiți în grup cuvinte care reprezintă aceeași nevoie, de fapt. Ok? Da, mulțumim. Florin te întreabă dacă se poate desfășura o campanie la nivel global. Sigur, se poate. Nu cred că există, sincer nu știu dacă există, Madalina, restricții la nivel de țară cu acest grant. Din câte știu eu, pot să mai reverific, dar știu că poți să faci publicitate și să targetezi alte țări. Da, spre exemplu, ai putea să targetezi, spre exemplu, românii care sunt în UK și ar putea să susțină ONG-ul tău de aici sau din orașul lor, spre exemplu, dacă te descurci foarte bine să faci ad-urile. Da, cineva ne-a mai întrebat de ce dă Google aceste granturi și dacă sunt alte costuri ascunse. Nu, este un program de CSR, e programul lor global de responsabilitate socială, nu sunt alte costuri ascunse, programul e gratuit, în momentul în care vă înscriți. Da, pot să confirm și acest lucru, lucrăm cu câteva ONG-uri de, cred că da, dacă nu mai știu mai bine, de un an, încă de la început și nu
există absolut niciun cost ascuns la el. Da, este un program de CSR prin care Google câștigă imagine, da? Câștigă faptul că ajută ONG-urile. Deci nu, nu e absolut niciun cost ascuns. Costurile voastre sunt mai mult la nivel de implementare pe site. Da? Dacă vreți să măsurați rezultatele, ok, trebuie să puneți anumite coduri pe site. Google vă generează codurile respective, dar voi trebuie să le puneți, IT-ul vostru. Da, dar tot ce ține de publicitatea aceasta din acești 10.000 de dolari nu mai are niciun alt cost pe lume. Mulțumesc. Mă uit prin întrebări și încerc să mai... Da, o să primiți link-urile de prezentările și toate lucrurile astea, ultima noastră grijă acum. Cineva ne întreabă dacă organizația mea a fost respinsă odată pentru Google Grants, pentru o activitate care generează venit, dacă mai pot aplica pentru o activitate care nu generează venit. That's a tough one. E important de ce a fost respinsă. Cred că cel mai mult este important de ce anume a fost respinsă. Pentru că dacă a încălcat termenii Google grav, s-ar putea să nu mai poți. Dar chiar nu știu să-ți răspund. Putem dacă ne spune exact despre care o organizație este vorba, putem să aflăm foarte ușor. Adică putem să întrebăm pe cei de la Google și revenim cu un răspuns oficial de la ei. Da, putem să discutăm apoi. Dacă poți să ne dai câteva exemple de ONG-uri care au finalizat un astfel de grant. Magic Camp, de exemplu. Au trecut la Grants Pro sau îl folosesc? Folosesc Google AdWords sau au trecut mai departe și au început să folosească Google AdGrants Pro, că e și varianta? Google Grants. Ok. Nu cred, nu știu de Pro, nu știu sincer. Nu, folosesc acest grant de 10.000 de dolari, dar uite că nu știam de Pro. Da, pot să vă spun eu că există și Google Grants Pro, un buget mai mare, cred că de 40.000 de dolari, dacă nu mă înșel. Știm că WWF-ul în România a ajuns să folosească Google Grants Pro, adică au trecut la următorul nivel, a cheltuit toți banii pe care îi aveau, mai multe luni la rând, sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndepliniți, să aveți un istoric și puteți să treceți la următorul nivel. Dezavantajul e că se poate pierde mult mai ușor grantul, dacă nu sunteți atenți. Grant Pro sau da, Grant și Pro. Revii la grantul normal? Nu știu dacă revii la grant normal, dar trebuie mai multă grijă și atenție în cont. Ok, mai avem o întrebare pentru recrutare de voluntari. Ce cuvinte cheie ar trebui folosite? Dacă ai vreo idee. Pentru a recruta voluntari. Foarte bună întrebare. Deci ce cuvinte să fie folosite pentru... Cred că aș porni de la voluntariat, de la cuvântul voluntariat, programe de voluntariat. Da? Cu asta aș începe. Ce aș face eu ar fi să deschid Google Planner, tool-ul de care v-am zis în prezentare, și să introduc acolo câteva cuvinte pentru precum voluntar, voluntariat, programe de voluntariat și așa mai departe. Iar Google, iar acel tool o să vă dea practic sugestii de cuvinte similare, cuvinte pe care le-au căutat cei care au căutat aceste cuvinte. Dar de la asta aș porni, voluntar, voluntariat, programe de voluntariat, este un termen foarte, foarte ok. Mulțumesc. Altele, nu știu dacă, adică nu vin acum în cap, dar cred că astea sunt cele mai importante. Mulțumesc. Cecilia ne întreabă cum se verifică dacă promovarea prin grant este conformă cu regulile Google, de preferat înainte de a începe promovarea. Da, înainte, cu siguranță. Eu pot să vă spun din experiența noastră că granturile, am avut un grant, un mic ad care nu era conform cu politicile Google, dar în principiu se primiți mesaje. Okay.
Ah, ok, este că nu înțelesesem întrebarea. Dacă, cum poți să vedeți dacă un ad este conform politicilor. Dacă veți da search pe Google AdWords Policy, da? Politica reclamelor Google AdWords, acolo veți găsi practic toate regulile ce țin de reclamă. Dar eu sincer nu cred că ar trebui să vă faceți probleme atât de mari la nivel de a reclamă, da? Deci dacă o reclamă nu este conform Google AdWords, tot ce o să se întâmple este să se respingă reclama respectivă. Și o să apară ca și disapproved în contul AdWords. Ce este mai grav și aici puteți să pierdeți grantul este să nu respectați termenii de grant. Da? Deci pe aia trebuie să fiți foarte, foarte atenți. La nivel de reclame se poate întâmpla. De exemplu, dacă faceți o reclamă care are două semne de exclamare, practic o să vă respingă reclama respectivă, dar nu se întâmplă nimic. Mulțumim. Mai avem o întrebare. Ce se întâmplă dacă aplică pentru un grant două asociații din același domeniu, una națională și una locală? Sunt acceptate amândouă și care sunt criteriile? Te acceptați, sunt convins că sunt acceptate amândouă, zic eu. Da, Adică nu da. văd de ce nu ar fi Așa e. acceptate. În Google, la fel, o să se afișeze în funcție de cine își face reclamele mai targetate, cine structurează contul mai bine, cine are scorul de calitate mai bun și așa mai departe. Ce am uitat să vă zic este faptul că suma maximă pe care o puteți plăti pe click este 2 dolari, deci nu puteți să plătiți mai mult de 2 dolari pentru fiecare click. Iar dacă nu veți structura contul AdWords bine de la început, riscul este ca acel cost să se crească până în punctul în care practic nu prea o să mai aveți ce face. Pentru că o să plătiți foarte mult pe reclame și Google nu o să vă mai afișeze reclame. Sau o să vă afișeze pe o poziție foarte joasă. Mulțumesc. Mai luăm o întrebare? Mirona Tudor? Sigur, luăm tot. Sper să fie cât mai multe. Mi se pare că e mult mai eficient să vorbim pe întrebările participanților. Ne uităm și pe site-urile lor dacă vrei și dacă e timp. Da, uite, doamna Mirona Tudor ne-a scris că ca unitate protejată am creat anunțuri pentru serviciile pe care le oferim. Dacă doamna vrea să ne arate site-ul, să ne spună, să intrăm pe site să vedem și dacă tu ai idei de anunțuri. Asta era întrebarea. Ok. Dacă văd site-ul, da. Sper că www.wellromania.org. Deci www. Da, wellromania.ro. wellromania.ro. O, org, scuze-mă, .org. Deschide să văd și eu pe numărul, mi se încarcă. Ar trebui să intri în questions, dacă da, pot. Am găsit-o, da. Noi îți vedem în continuare prezentarea ta, nu vedem... Știu. Schimb acum. Acum ar trebui să vedeți. Da. Ok, se încarcă, dar nu știu de ce se încarcă așa de greu. Da, se încarcă dis. Deci nu cred că este de la... Nu este de la internetul meu. Se încarcă foarte repede. Poate se... Da, să știți că și viteza site-ului de încărcare puteți să... Da, și este foarte importantă, deci viteza site-ului, viteza de încărcare a site-ului este foarte importantă. Să spunem că ați avea o reclamă care trimite pe site-ul acesta, da? Dacă utilizatorul deja stă câteva secunde și nu s-a încărcat site-ul, el va pleca, adică nu va sta să aștepte atât de mult. Okay?
Wow, site-ul arată oricum foarte bine, arată. A fost actualizat recent. Depunem eforturi în cadrul unității protejate UE pentru a genera oportunități de dezvoltare și noi locuri de muncă pentru care ne permite asistarea și integrarea în societatea persoanelor cu dizabilități. Foarte, foarte, foarte simpatic obiectivul. Ok. Deci targetăm. Ok, deci practic targetăm companiile și vrem să încurajăm companiile să angajeze persoane cu dizabilități, din ce îmi dau eu seama. Ok. Ok. Dacă am înțeles bine, dacă ăsta este targetul, să targetăm companii pe care să le încurajăm să angajeze persoane cu dizabilități, atunci ar trebui să mergem pe căutări ce țin de joburi. Da? Ar trebui în primul rând să facem o analiză, să vedem din totalul de persoane cu dizabilități despre care avem informații, să vedem pe ce posturi s-ar potrivi cel mai bine. Da? Facem o listă cu posturile pe care le vizează aceste persoane și pornim de la numărul cel mai mare. Să spunem, nu știu, că 30% sau nu știu, 50% din joburi sunt din zona de IT, da? Programatori, să spunem. Da? Din totalul de persoane cu dizabilități, presupunem că 50% s-ar potrivi foarte bine pe zona de IT. Atunci putem să mergem pe căutări de genul joburi în programare, da? Sau freelancer în PHP sau în obiectul de activitate respectiv. Da? Deci, practic, în direcția asta aș merge. La nivel de anunț, aș merge cât mai mult pe un anunț emoțional. Aș încerca să ajung, să ating latura sensibilă a persoanei din compania respectivă. Practic, să încurajez persoana respectivă să-i spun că, uite, ajută o persoană cu dizabilități care este la fel de capabilă pe postul acesta, așa cum e oricine altcineva. Da? Practic, că nu are nevoie de neapărat de o persoană care să fie ok. Cred că cu asta aș începe eu. Dar este foarte, foarte, foarte frumos site. Dacă o să-mi dea o adresă de mail persoana care a întrebat, cu siguranță pot să revin și cu alte sfaturi pe mail. Mulțumim foarte mult! Cu siguranță colegii de la UEL se bucură. Să-mi profit de această ocazie să mai luăm niște întrebări. Andreea Naia întreabă în funcție de ce a trebuit să stabilim ce sumă să licităm pentru click-uri. Ok, în Google Planner aveți acolo niște sume recomandate, niște sume pe care Google spune că le-ați plătit ca să fiți afișați pe primele poziții. Puteți să începeți de la acele sume. Eu aș începe cu o sumă cât mai mică și aș crește suma respectivă. Nu știu ce, cu 0,3 lei sau 0,3 dolari, depinde cum este făcut contul. Și dacă nu mai afișează Google rezultatele, atunci o să cresc suma respectivă și tot așa. Mulțumesc. Să știi că mai avem, mai sunt câteva site-uri pe care le putem, te poți uita pe ele? Da, uite, am să intru pe unul, fede ajută, pe școală. Ajută un ONG.com, este unul în platformă de volontari. Am găsit datul înainte. Ok. Școala socială sportivă. Ok. În primul rând, nu știu dacă este foarte ok să fie acest pop-up în față, okay, cu video respectiv. Nu recomand, și nici Google nu recomandă să aveți pop-up-uri pe
pe pagina destinației, pagina unde trimitem reclame. S-ar putea chiar să vă dezaprobe reclamele dacă aveți un astfel de pop-up. Aici, uite, de exemplu, aș adăuga, eventual aș trimite utilizatorii și către un formular unde se poate dona. Nu știu dacă aveți posibilitatea să donați cu card. La fel și acest site arată, chiar arată foarte bine. Ok, din ce văd eu, din ce îmi dau seama, acest site încearcă din final să pună accent pe zona emoțională, se spune accentul pe povești. Lucru foarte, foarte ok. Școală. Ok. Ok. Aici cred că... Cred că ar putea să mergeți pe căutări ce țin de sport, de programe de sport, chiar dacă nu ajungi la acest public, fix la publicul pe care îl targetați voi, cred că ar trebui să ajungeți la publicul interesat de sport, astfel încât publicul respectiv, să faceți publicul respectiv să vorbească în jurul său de ONG-ul vostru. Deci aș încerca să le citesc pe cât mai multe cuvinte care au legătură cu sportul, inclusiv, nu știu, se joacă, de fapt, cred că doar legat de fotbal, vreau să zic, de meciul pe care urmează să joace la Fed Cup, româncile noastre urmează să joace un meci, dar nu mai degrabă doar de fotbal, pentru că văd că este are legătură doar cu fotbalul, din ce îmi dau eu seama. Okay? Și atunci, practic, ar trebui să mergem pe tot ce ține de fotbal. Putem să targetăm chiar și nume de jucători. Da, persoane care caută, nu știu, informații despre, nu știu, Ronaldo din România, dar poate să vadă o reclamă care să facă trimitere la site-ul vostru, astfel încât publicul respectiv să știe de ONG-ul vostru. Nu ajungem în mod direct fix la publicul vostru, pentru că mi se pare că sunteți foarte, foarte targetați, dar ajuns la un public interesat de sport pe care vreți să-l faceți să vorbească în jurul său. Dacă publicul respectiv știe pe cineva în jurul său care s-a plătat pentru ONG-ul vostru, cu siguranță i-ar spune. Adică eu în direcția asta aș merge. Dar, Mădălina, știi ce observ eu? Că diferența de la an la an, de când am ținut ultimul webinar, cred că anul trecut sau anul trecut, acum 2 ani, nu mai știu când am ținut, e una foarte mare, adică site-urile arată considerabil mai bine și asta mă bucură enorm. Adică se văd îmbunătățiri foarte, foarte mari din punct de vedere layout. Mai ești acolo? Da, sunt, mă bucuram. Adică doar să nu... Când ne gândeam că... Da. Țupai de bucurie și ai zis să nu te audă. Da. Da, comunitatea crește. Sper să creștem și să fim din ce în ce mai vizibili. Pentru că, da, asta facem. Mai avem o întrebare de la Carmen, care te întreabă care este numărul maxim de campanii pe cont pe care le putem face. Există un număr maxim, de câte știu, dar maximul ăla este mare, adică nu cred că ajungi la maxim, nu știu, erau câteva sute de campanii sau ceva de genul ăsta, să vedem maximul. Așa. Ia uitați aici, deci there are limits, deci 10.000 de campanii, ok? Și 20.000 de grupuri pe grup. E un număr foarte mare, nu cred că o să ajungem la acel număr. Ok. Știi că mai sunt mulți colegi care ne-au lăsat site-urile pe chat și să
Ok, cred că cel mai bine pentru ei ar fi să iau eu site-urile sau îmi dai tu site-urile după și adresa mea de mail dacă o ai și facem analiză și trimitem sugestii. Încerc să mă spunem. Voiam să mai scuze. Vreau să mai spun că dacă este vreun ONG care, nu știu, are legătură cu natura, în special, nu știu, cu copacii, cu pădurea, noi ar face mare plăcere să ne ocupăm noi de contul său, pentru că avem legătură cu, adică povestea brandului nostru merge în direcția asta. Cum vă spuneam, canopies înseamnă sunt copacii care formează coroana unei păduri. Da, și practic ne cam asociem cu asta. Deci dacă există un ONG, în loc foarte mult să-mi scrie. Mulțumim foarte mult. Deja sunt oameni care spun pe chat că ei se ocupă. Mulțumim tare mult. Adică e o mare surpriză și ne bucurăm și sper să fie ok. Să faceți lucruri lucruri frumoase. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu, Cristian abia a început proiectul acesta canopy.ro. Înainte a fost la două parale. Așa că sper să fie de bun augur și să faceți lucruri frumoase împreună. În continuare primim site-uri pe care colegii ne lasă pentru tine. Încerc să mă văd dacă mai sunt întrebări specifice la care să te prind să răspundem. Până acum nu. Cineva întreabă cum ar putea fi vizați prin AdWords donatori cu putere financiară, patron, manageri? Prin AdWords, patron, manageri. Ok. Cred că depinde de domeniul din care sunt ei. Ar trebui să vă gândiți la ce caută acești patroni și manageri. Da? Ar trebui să vă gândiți la căutările lor specifice. Da, căutările lor mai specifice. Dar trebuie să știu un pic domeniul de activitate al lor. Da, nu prea îmi dau seama, pentru că până la urmă... Lucian, dacă mai ești aici, trebuie să ne spui ce faceți voi. Până la urmă și ei sunt oameni, adică și ei caută și laptopuri și mai departe. Trebuie să căutăm, să găsim anumite căutări specifice pe care doar ei le fac. Observ că Asociația Papucul Doamnei, dacă nu mă înșel, este asta din Botoșani. Că dacă e din Botoșani, eu sunt născut tot în Botoșani. Da. Este Papucul Doamnei, este din Botoșani. Colega mea, Alexandru, de asemenea că sunt din Botoșani. Okay. Am o întrebare de la Robert, că te întreabă dacă se poate face promovare pe mai multe domenii de internet. Din Google Grant, din câte știu eu, nu, doar pe site-ul pe care s-a primit aprobare. Ok. Lucian, cel cu domnul cu întrebările, cu întrebarea îndrăzneață în ghilimele, spune că organizația are activități culturale. Deci cum am putea să targetăm oameni cu venituri peste medii, care ar putea fi după numele evenimentului, de exemplu. În primul rând, după numele evenimentului, după nume de evenimente scumpe, dacă se targetează pe cei cu venituri mari, cei care merg la, nu știu, un eveniment, chiar și la un concert, să spunem. Dacă merg la un concert unde biletul este mai scump, atunci acest lucru spune că publicul respectiv are venituri mai mari. Poate mai mult dacă merge la un eveniment cultural. Da, dacă merge la... uite, dacă caută despre piesele lui Marcel Iureș pe Google, cred că e un public mai cizelat și putem să targetăm după aceste căutări. Mulțumim, sunt niște idei foarte bune. Nu mi-aș gândi la ele.
Mi-a venit idei și mie pentru campaniile noastre de pe AdWords. Dacă mai sunt întrebări specifice, vă rog să ne le puneți. Mai luăm acum ultima rundă de întrebări, dacă mai sunt. Am notat site-urile. Site-urile, oricum, tot ce ne-ați scris pe chat, știți că rămâne înregistrat și noi avem raportul, că nu se pierde nimic. Ok. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le puneți. Dacă nu, știți că să ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Cineva ne întreabă, Bogdana ne întreabă dacă putem primi și consultanță pentru a seta campaniile. E o discuție. La TechSoup nu oferim consultanță, Google nu oferă consultanță. Exact. Google nu oferă consultanță, dar se pot găsi variante. Da. Știu că și voi sunteți. Și noi am făcut. Da, și am făcut, facem continuare cursuri și ne dorim foarte mult ca voi să învățați să lucrați singuri pe aceste tehnologii. Adică ne dorim să e cel mai important ca un ONG să, ok, dacă nu se ocupă el în mod direct, măcar la nivel de bază să știe Google Ads, deci măcar la nivel de bază. Da, oferă consultanță. Canopy oferă consultanță. După cum am zis, noi avem câteva ONG-uri pentru care oferim. Magic Camp este unul din ONG-urile pe care le susținem și în limita timpului ne putem ocupa de încă câteva. V-am spus, prioritatea ar avea cele care au legătură cu natura, cu copacii, dacă se poate, dar nu ne limităm la asta. Mulțumim. Mă uit, acum sunt întrebări. Mai o întrebare de la Asociația pentru Turism și Voluntariat în Țara Oașului. Publicul țintă trebuie să fie targetat pe criterii geografice sau care ar fi criteriul cel mai bun? Ok. Da, în primul rând aș face o campanie targetată regional pentru a mă asigura că ajung la toți. La toate persoanele din zona respectivă. Da? Dacă targetând zona respectivă, nu știu, nu consum bugetul de la Google, nu știu, avem să consumă doar 5.000 de dolari, atunci aș include și alte zone. Dar aș începe într-adevăr cu o targetare regională pentru a fi absolut sigur că ajung la publicul respectiv. Și spun asta pentru că dacă am targetat toată România, s-ar putea ca bugetul nostru să se împartă. Să se împartă cu în 1.000 de euro aici, 1.000 de euro acolo, 500 de euro în Botoșan și așa mai departe. Și s-ar putea ca cineva din Botoșan să nu fie neapărat publicul său țintă. Da? Deci aș începe cu o targetare regională în zona respectivă, prima dată, și după aia creștem targetarea pe lângă, prin zona respectivă. Mulțumesc pentru răspuns. Aceasta a fost ultima întrebare, văd că nu mai sunt întrebări până în acest moment. Dacă vă mai vin totuși și aveți neclarități sau probleme sau orice legat de Google AdWords, vă rog să ne scrieți pe mail. Încercăm în limita posibilităților noastre să vă ajutăm pe cât putem. Cristiana, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc că ai donat timpul și ai fost voluntar pentru noi în acest proiect. E mare lucru pentru noi. Suntem recunoscători și o întreagă comunitate de ONG-uri care să știi că ți este recunoscătoare pentru ceea ce ai făcut. Eu, face continuare pentru noi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și să știți că e chiar o plăcere să știu că vă pot ajuta. E foarte important ca ONG-urile să încerce să-și pună în practică ce am vorbit aici. Deci nu necesită atât de mult timp, adică setarea unui cont AdWords la nivel de bază durează, să zicem, o oră, două, da. Deci putem să ne alocăm timpul ăsta să creăm un cont AdWords, să adăugăm niște cuvinte acolo, să facem niște reclame. Nu trebuie să fie pentru început cele mai bune și să facem un cont AdWords de poveste din start, dar e important să încercați să puneți în practică. Mulțumim. O să încercăm. O să aplicăm. Noi aplicăm ce învățăm de la tine. O să ajutăm și pe ceilalți colegi. Îți mulțumesc, Cristian. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
că ați rămas până la ora asta alături de noi. Nu uitați că ne vedem luni la următorul webinar despre inbound marketing pentru ONG-uri. E un subiect nou, o să fie interesant. Mulțumesc, Cristian! O seară bună! Mulțumim! La revedere! La revedere!